găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește ciorba de broccoli. Haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, nu o să avem nevoie de multe ingrediente să facem o ciorbiță. Eu deja am curățat aici legumele, le-am spălat, le-am pregătit, deja am și început să toc. Bineînțeles, nu-i cine să mă filmează, că Mihai nu e acasă și, bineînțeles, mă filmează Miriam. Și atunci, eu am început deja. Avem aici o broccoli mică, uitați și codița am curățat, o să punem și asta. Avem un dovlecel micuț, uitați ce mic le-am curățat. Avem, uitați să întorc așa, să vă arăt așa. Deci avem broccoli, dovlecei, țelină, asta e țelina aici, avem morcov, păstărnac, ardei, usturoi avem și am tăiat deja ceapa. Ceapa și un pic de ardei am tăiat aici. O ceapă întreagă am tăiat-o aici și le-am făcut... cuburi. Și bineînțeles, așa nu-mi place morcovii ăștia, le-am curățat, dar tot mai rămâne câte ceva. Așa, uitați, bine, am mai luat din ea și asta are ceva, da. Să mai curățăm. Eu le-am curățat și le-am spălat deja, na, da. Mai rămâne, dar nu contează că ce vedem le tăiem. Și acum, cum bine știți, pentru ciorbă, eu le tai foarte subțire, cuburi și o să vedeți ce ciorbă bună. Bineînțeles, nu-i tot, deci v-am prezentat numai legumele. Dar nu o să fie o ciorbă cu carne, cu asta. O să fie numai cu legume și o să le îngroși cu smântână și cu usturoi. Și n-am mărar proaspăt, o să văd eu ce am acolo în congelator, dar o să vă mai arăt pe parcurs când fac... Acum... Deci v-am prezentat legumele, o să le tocăm, le punem la călit, la fiert și până fierbe ciorba, vă arăt partea a doua. Deci partea cu cum pregătesc eu compoziția pentru final. Deci pentru îngroșat ciorba, smântâna, usturoiul, mărarul, pun o linguriță de făină. Deci o să vedeți, o să vă arăt tot. Nu durează mult, că e o ciorbă rapidă, înțelegeți? Nu e ceva sofisticat să dureze o veșnicie. E ceva rapidă, că eu asta și-am dorit și nu vrem carne, chiar nu vrem carne deloc. Nici Miri, nici eu, nici Mihai nu mai vrem carne. Noi suntem... sătul de carne, credeți-ne, am carne în congelator, că pot să vă arăt carnea, că am, dar nu ne trebuie, nu mai vrem să facem carne. Da, noi, nou, nu ne place carnea, sincer. Și acum, uitați, am făcut aici, uitați ce fain e țelerul, uitați aici ce frumoasă, ce miroasă, ce bună, ce sănătoasă, dragii mei. Deci eu, noi mâncăm numai legume mai nou, nu ne-am făcut vegetarian, să nu credeți, că nu mint dacă ați spune că mâncăm și carne, dar sinceră să fiu, nu vă mint, parcă nu ne pică bine. Noi mâncăm așa, 2-3 zile fără, după aia facem un pic de carne, iar mâncăm, că așa ne pică mai bine la stomac, sincer. Dacă fac în fiecare zi carne, eu mă scârbesc, nu știu, nu mai îmi vine să o mânc, nu mai o mânc. Credeți-mă, nu vă mint, sincer vă spun. Deci noi preferim, noi și eu și preferăm. Mihai și Miriam, mai, nu știu, ne pică mai bine să mâncăm legume, fructe, mai mâncare uscată decât carne. Că prea mult carne și atunci nu ne place, sincer. Noi suntem așa grași, mai plinuță, dar să nu credeți că de la carne, că mâncăm prea mult carne, nu. Așa că, dragii mei, la mine o să vedeți, normal, și carne, logic.
că fac și carne, dar mai rar așa, nu fiecare zi. N-ați observat, de câte ori fac, eu fac puțin și din aia puțin tot timpul îmi rămâne. Nu le mâncăm, pun în frigider, le țin acolo zi, două și fac foarte puțin, credeți-mă. Fac câte jumătate de kilo odată și tot îmi rămâne. Suntem trei persoane, dragii mei, nu suntem noi și nu suntem obișnuiți să mâncăm foarte mult. Na, ce să fac? Asta e viața. Așa că vreau să vă spun ceva, dragii mei, în legătură cu mâncarea, că o să spuneți că mă laud și că mă dau mare și că nu știu ce, cine știe ce mai... Nu! Deci eu totdeauna am fost obișnuit și la țară, la Ziman, când am stat... Gândiți-vă că am stat la țară, noi am ținut porci, am ținut găini și în zi de astăzi a mei au găini acasă, rață, porci. Ei țin și acum, frate meu, bine, taică meu nu mai trăiește, maică mea e bolnavă, dar au rămas frate meu în casă și ăsta. Dar sinceră să fiu, nu vă mint. Departe de mine gândul să vă mint sau să mă dau pe mare, să vă povestesc acum minuni. Asta e adevărul. Ei și în zi de astăzi, ei mâncă găini de casă, rețe, gâște, porci de ăsta. Mie nu-mi place, m-am dezobișnuit. Gândiți-vă, de 30 și ceva de ani eu nu mai mânc așa. Și m-am dezobișnuit. Nu mai îmi place, nu mai îmi pică bine. Și mai ales că... Acum și cum suntem noi bolnavi și trebuie să țin un pic, că vedeți că am problemă de sănătate și n-am voie să mânc sărat, uns, condimentat și mă abțin un pic. Nu zic că nu mânc și că țin regim 100%, nu. Să știți că eu mânc, chiar mânc. Ce mi poftă, ce avem, aia mâncăm, nu alegem, nu ținem regim strict. Nu, chiar nu. Încă din contră, ar trebui să țin lucrurile astea și nu le fac. Vă spun sincer, de ce să vă mint? Că aș minți dacă ea spune, aha, că eu țin regim și că eu nu mânc. Ba, mânc, dragii mei, mânc. Ce am, ce pică bine, mânc orice. Dar nu totdeauna ne pică bine carnea, sincer, nu. Și atunci vreau să zic că și la țară eu nu mâncam orice. Degeaba făcea maică-mea carne friptă și mâncăruri bune, că eu nu mâncam și eu alegeam și când eram copil, așa e și Miriam acum. Sincer, că de multe ori mă supăr pe ea și spun că nu mâncă și ăsta, dar nu vrea fata și nu pot să oblig fata să mânce un lucru dacă nu-i place, nu? A, nu, așa am fost și eu când eram mică. Nu mâncam orice și nici acum de mare eu nu prea mânc orice numai să mânc. Că doar știți foarte bine, eu nu mânc pește, eu nu mânc oaie, că nu prea mânc vită. Vită de când am 52 de ani, dacă am mâncat de 2 sau de 3 ori vită. Na, deci gândiți-vă. Deci nu sunt obișnuită. Pește nu mânc, oaie nu mânc. Deci... Ai mâncat gura. Pe, cum îi spune... fructe de mare din asta, nu mânc. Ai mâncat atunci când a venit Miha. Da, deci v-am spus că am mâncat vită de vreo 3 ori. Dar, na, pot să zic că o mâncat așa cumva, dar nu că, uai, nu mai pot fără sau că ce-mi place. Nu, dragii mei, nu. Na, ce să vă spun, să vă mint? Nu vreau. Asta e adevărul. Așa că noi nu suntem o familie care nu putem trăi fără carne. Putem și mâncăm foarte mult fără carne și e foarte bine să știți. E mai sănătos. Ar trebui mai mult. Uitați-vă aici câte legume am tăiat eu și numai legume bune. Nu cred că ți intră tot în bol. Nu-i băi, mami, că numai asta mai pune mami acolo și gata. Și brocoli? Brocoli o desfac, o... că aia mami fierbe mai repede, știi? O să știți că vă spun ceva și cu brocoli asta.
Miriam a vrut broccoli, nu noi am vrut. Miriam a fost cu tatăsul la market, a văzut broccoli și tați copii, dai seama că nici nu vrea să le mânce. Miriam, când a văzut primul lucru, tati, hai să luăm broccoli, să facem broccoli. Deci gândiți-vă, până și copilul. Adevărul că, da, copilul cum o înveți, așa o ai. Deși Miri preferă să mânce, uitați, din asta am spălat-o, e asta. Nu știu să mai o tai și pasta, mama? Sau le pun așa? Da, el nu-l pune întreg. Oh. Trebuia să mai, o mai spăl eu odată, că am clătărit-o eu așa, dar mai o spăl. Cel mai bun e broccoli cu cașcaval. Da? Cu cașcaval? Asta m-a făcut Maria. Acum, asta facem ciorbă, nu? Facem cu cașcaval. Ca să punem aici să avem loc. Și o să mai spăl o dată legumele, cu totuși că să știți că eu le-am spălat. Deci legumele noastre este spălată, dar nu-i bai, nicio problemă, o mai spălăm o dată, mai ales broccoli ăsta. Uitați, o desfacem așa. Ăsta știu că fierbe foarte, foarte repede. N-am mai făcut noi, nu-i prima dată când facem, să nu credeți. Nu-i voie, mama. Las-o așa la mami. O taie mami așa mai micuțe. Dacă le tai, arată ca broccoli mini. Baby. Da? Baby de broccoli. Vreau să o desfac așa, să... Că ăsta le băgăm ultima dată, știi? Ăsta nici nu le amestec acolo, le pun separat, bine? Uh-huh. Că ăsta le punem la urmă. Uite, asta le mai tai așa mici. Și ăsta le punem mami exact la urmă, le punem. Na. Așa, numai ăsta, cotorul ăsta, că ăsta fierbe mai mult, știi? Uitați, păi tot drag. Usturoiul ăla. Nu-i mult, iubita. Deci, vedeți, eu am tăiat acum jos. Ăsta le-am desfăcut, o să mai le spăl o dată și las pe tocător. Le mai tai codițele, astea ce am luat jos. Am mai avut codiță, le-am tăiat acolo. Că... Mami, eu am ales cel mai mare broccoli. Cine? Eu am ales cel mai mare broccoli. Da? Tati nu a vrut să-l iei, dar eu l-am luat și l-am pus în cos. Deci ați auzit că Miri le-a ales cea mai mare care era acolo și că Mihai nu a vrut, dar Miri le-a luat și l-a pus în coș. 4 lei a fost. 4 lei? A fost scump. Nu. Da. Și mai sănătoasă, e mai bună. Carnea nu e așa sănătoasă, să știți. E bună, nu că nu e bună, numai mama. Mami, dar de ce are aici așa galben? Așa e asta, așa, ui. Așa că uitați, ne-am și gătat de tocată legume, dragii mei. Și o să le mai spăl o dată, o să mergem la aragaz. Le călim un pic, punem apă, lăsăm să fiarbă și după ce o fierb, atunci facem, am tăiat acolo ardei, o să mai tai, uite. Că ardei dă și un gust foarte bun și are și căi roșie, culoare, mami, ce arată bine. Mami, ce-ți place broccoli? Da, îmi place. Și conopida și broccoli îmi place. Uite, ăsta-i bebe, să știți, de broccoli. Da, asta o punem aici. Da, asta o să mai spăl odată. Na. Na, o tai acum. Uite câte culori sunt. Alb, portocaliu. Păi eu am vrut să fie atâta culori. Trei culori? Da. Să vedeți, dragii mei, ce ciorbă bună facem din nimic. Ați văzut, dragii mei? N-am avut carne, n-am avut... ceva complicat. Ce am avut, dragii mei? Un ardei micuț, o ceapă micuță, și un broccoli, un broccoli mic. Mic. Și ce am mai tăiat, Miri, că nu mai țin minte. Un dovlecel, deci un dovlecel, un broccoli, o ceapă, un ardei și morcov. Da. Și uitați-vă aici cât legume avem, uitați-vă aici. Avem o grămadă de legume tocate, foarte fin. Și merem le călim și dăm drumul să fiarbă. Și după ce o fierb, mai venim să vă arătăm în continuare.
Deci, dragii mei, după cum vedeți, am venit la ragaz, am pus în cratiță un pic de ulei, foarte puțin, și acum, bineînțeles, o să punem în ulei legumele, poftim, toate legumele ce am tocat, afară de brocoli, deci brocoli încă nu punem, numai legumele care le-am tocat, toate, afară de brocoli. Deci aici avem mai multe... V-am spus, avem țelină, păstărnac, morcov, ardei, ceapă, dovlecei și codița de la brocoli. Codița aia, deci tulpina aia. Am tăiat așa cuburi și am băgat aici. Uitați câte avem și lăsăm bine să sărcălească. Acum punem pe ea, că nu v-am prezentat sarea și piperul. Dar aia voi o știți că aia punem oricum. Nu putem să nu punem, că și fără sare, uitați, am pus un pic de sare, să vedeți. Punem un pic de piper, punem și un foi de dafin imediat, cum a să pun piperul, aici ai piperul, uitați. Ajunge. Punem mai mult așa. Amestecăm. Sare nu punem foarte mult, că nu vrem să fie foarte sărată, știți? Da, dacă e mai nevoie, mai punem, completăm un pic. Faceți după gustul vostru și lăsăm așa la călit. Mă duc să aduc și un foi de dafin să bag aici. Acum scot foi de dafin, să pun o frunzuliță, că îi dă un gust foarte bun. Uitați, am pus foaie de dafin, punem un pic de mărar uscat, că n-am mărar proaspăt. Uitați, vedeți? E mărar uscat. Și acum am condimentat-o. Punem capacul, lăsăm să se binstuie bine. După ce s-o binstuit, punem apă peste ea, lăsăm să fiarbă. Și vă arăt în continuare cum facem smântâna cu usturoiul. Cu... O să vedeți. Hai să pun capacul. Dragii mei, după cum se vede, s-o călit foarte bine. Uitați, acum punem apa peste, nu dorim foarte mult, atât, ne ajunge, nu vrem foarte mult supă. După cum vedeți, apa, eu pun apa fiartă peste, deja și fierbe, vedeți, legumele le-am călit foarte bine. Uitați ce culoare frumoasă are, așa, și acum punem și... Brocoli. Deci, legumele am călit, apa am pus peste, fierbe. Acum punem și brocoli peste, vedeți, care le-am spălat foarte bine. Amestecăm, uitați ce bine arată, uitați-vă aici, ciorbă minunată, dragii mei. Așa arată ciorbița noastră. Brocoli, ce punem capacul. Deci uitați ce bine arată. Punem capacul și lăsăm să fiarbă toate legumele foarte bine. Și până atunci, veniți și vă arăt cum fac eu compoziția aia cu smântână, cu usturoi, care punem peste când e gata. Dragii mei, uitați ce o să folosim pentru compoziția care punem peste ciorbă când e gata. 2 căței de usturoi, o lingură de făină, o singură lingură de făină. Aici avem un pic de mărar uscat, că n-am mărar proaspăt. Și aici am 150 de grame de smântână. Atâta-i tot. Asta o să amestecăm cu
un pic de apă, cam un dez de apă, facem o compoziție ca la clătite și când e ciorba gata, turnăm acolo, lăsăm un clocot și ciorba noastră este gata. Acum, bineînțeles, ce o să facem? Primul lucru, că tocăm usturoiul, că trebuie tocat foarte mărunt. Să iasă gustul din ea, să îi dă, știți că usturoiul dă un gust aparte, foarte bun, nouă ne place foarte mult. Și o tai foarte, foarte mărunt. Numai trebuie și zdrobit. Tai usturoi crud de anul ăsta și se zdrobește mai greu, se sfarmă mai bine zis, nu se zdrobește. Și uitați-vă aici. Eu am curățat 4 căței, dar nu le pun tot, că e prea mult. Uitați, vedeți ce mărunt le-am tocat? Le punem în bol peste făină, așa. După ce am tocat foarte mărunt, o punem în bol. Miriam, te rog, filmează frumos. Așa, punem un vârf de mărar. Cam mai pus și în ciorbă, ați văzut, nu? Și ăsta le lăsăm, mărarul și ăsta le lăsăm. Acum ce facem? O să punem smântâna, uitați, o punem peste făină, așa. Scoatem tot, deci aici am avut... Eu nu fac mult, ați văzut, dragii mei, nici 2 litri. 2 litri de ciorbă dacă avem acolo, nu mai mult, că ăla mea are 3 litri jumate și nici un pic mai bine de jumate. Așa că am pus o lingură de făină, 2 căței de usturoi, un pic de mărar. Voi puteți să puneți mărar proaspăt dacă aveți. Uitați, o să punem o jumătate de bol de apă și facem o compoziție ca la clătite. Și acum amestecăm să nu aibă cocolașă. Facem o compoziție exact ca la clătite. Uitați-vă aici. Dizolvăm smântâna, făina cu apă. Deci asta facem. Și bineînțeles, dacă o să mai fie nevoie, dacă o să fie nevoie, punem un pic de sare și piper. Dar asta numai dacă o fi nevoie. Deci după gustul fiecăruia. Dacă voi gustați și vă mai trebuie, puneți. Uitați cum arată. Mai punem un picuț de apă, nu foarte mult, dar să nu fie groasă, că atunci se face găluște, așa, se brânzește, știți? Trebuia să faci găluște. Da. Zice Miri că trebuia să fac găluște. Altă dată, bine, mami? O să facem. Și așa trebuie să fie, eu așa fac compoziția, voi nu știu cum o faceți, dar eu la ciorbă, când fac ciorbă cu smântână, așa fac. Este unde nu pun făină, dar este unde pun făină. De exemplu, dacă puneți orez, puneți teiței, puneți găluște, normal că nu are nevoie de făină. Dar dacă nu are numai legumele, atunci să fie un pic mai groasă. Deci puneți o lingură. Deci n-am pus mai mult decât o lingură din asta de mâncat. Am pus făină. Făină, usturoi, smântână și un pic de apă. Am făcut așa un aluat de clătite, care acum o să punem peste ciorbă, lăsăm un clocot și servim supa. Supa noastră de broccoli imediat este gata și putem mânca. Așa că, dragii mei, așa arată supița noastră. Imediat vedeți rezultatul. Deci, dragii mei, ciorba, uitați că e fiartă. Uitați ce bine arată. Acum turnăm compoziția peste. Deci am pus peste. Amestecăm. Lăsăm să dea un clocot și putem servi ciorba. Așa arată ciorba noastră.
O să dăm mai tare, că e la încet. N-am loc. Da, ce culoare fain are, ce bine arată. Vedem dacă are nevoie de sare. Nu mai punem, că o să fie sărat. Și, dragii mei, venim cu servirea. Dragii mei, asta este finalul. Uitați așa arată. Uitați ce plin e cu broccoli. E destul de gros, așa am vrut noi. E cremoasă. La gust e foarte, foarte, foarte bun. Extraordinar de bun. Dragii mei, musai să o încercați. Ați văzut. Nu trebuie mare lucru. Acolo niște legume, dacă aveți prin casă, tăiați cubulețe, o căliți frumos, lăsați să fiarbă și după ce o fiert, faceți o compoziție, cum ați văzut că am făcut eu, cu o lingură de făină, cu smântână și un pic de usturoi. Usturoiul nu lăsați, că fără usturoi nu are gust. Să știți că tot gustul îi dă usturoiul și smântâna, bineînțeles. Dacă aveți un pic de mărar proaspăt, eu n-am avut numai congelat, n-am mai vrut să scot, dar ați văzut că am băgat uscat. E foarte bun, credeți-mă pe cuvânt, e extraordinar. Puteți mânca, dragii mei, fără carne, liniștit, și gustos și sănătos și rapid. Deci cam asta ar fi ciorba noastră cu broccoli. E foarte bun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc poftă bună și vă spun la revedere!